Bună tuturor mămicilor în devenire! În acest video vreau să vă dau câteva sfaturi care vă vor ajuta să aveți o ședință foto de maternitate reușită. Vă voi arăta cum o realizez eu și care este rezultatul final. Deci, pentru a avea o ședință foto reușită, trebuie să țineți cont de câteva lucruri. Cea mai potrivită perioadă este începând cu luna a 7-a până în luna a 8-a de sarcină, când burtica este bine conturată. Ce ține de locație, v-aș recomanda să o alegeți pe cea în care vă veți simți cel mai bine, fie acasă, în studio sau în natură. Dacă alegeți să faceți ședința foto în natură, vă recomand să faceți între orele 4 și 8 seara, fiindcă în această perioadă avem cea mai moale lumină și cea mai potrivită pentru ședințele foto. La fel, optați pentru o coafură cât mai simplă și un machiaj natural, iar ținutele să vă contureze bine burtica și să vă reflecte personalitatea. În cazul în care sunteți într-o criză de idei, faceți un search pe Google, pe careva bloguri sau Pinterest. Salvați imaginile care vă inspiră și arătați-le fotografului vostru, ca să le puteți pune în practică în timpul ședinței foto. Un lucru foarte important este să fiți odihnite, relaxate și să vă simțiți libere în timpul ședinței foto. Chiar ca ea să fie mult mai veselă, v-aș recomanda să invitați și membrii familiei, soțul, copiii și de ce nu și animalele de companie, ca să aveți o experiență mai completă. Faceți schimb de idei cu fotograful vostru pentru a avea un rezultat mai bun. Și asigurați-vă că el poate să vă spună niște fraze de încurajare sau poate chiar niște glume pentru a primi niște poze cât mai vii și cât mai emoționante. Salvează informația în caz că vei avea nevoie pe viitor. Transmite-le prietenilor, poate le va prinde bine. Și nu uita să pui un like! Toate cele bune!